Emil Mitrache, cunoscut ca americanul din la bloc, a fost operat pe cort deschis. Mi-a salvat viața un prieten. Emil Mitrache, cunoscut ca americanul din serialul românesc la bloc, a fost operat pe cort deschis. Un prieten i-a salvat viața și i-a dat banii necesari pentru intervenția chirurgicală. Invitat la podcastul Tia Casă la Măruță, Emil Mitrache a dezvăluit că în urmă cu un an a suferit o operație pe cort deschis actorul a descoperit întâmplător afecțiunea de care suferea și a avut nevoie imediat de intervenție chirurgicală. În urma unui control de rutină, el a aflat că are aorta mărită și trebuia să fie operat pentru a nu-și pune viața în pericol. La un an de când a aflat de problemele de sănătate, americanul din serialul Tla Block se simte foarte bine. Am avut o intervenție pe cort deschis. Fac acum un an. Și dacă nu descopeream întâmplător, nu mai stăteam de vorbă la ora asta. Am descoperit întâmplător, da. Am avut aorta mărită. Du-te și fă și tu niște analize. Nu aveam nimic. Asta este criminalul tăcut. Nu te doare. Decât se rupe și într-un minut ai murit. Am o clinică lângă mine, m-am dus. Vă recomand să mergeți să la un medic cardiolog chirurg. Am făcut CT-ul, mi-a ieșit, e măricică, 58-60. În două luni se mărise cam 7-8 mm. A declarat Emil Mitrache, la podcastul Acasă la Măruță. Mi-a salvat viața un prieten. Du-te, îți plătesc eu. Operația a costat în jur de 10.000 de euro, iar un prieten s-a oferit să-i plătească el intervenția. Banii nu erau deloc puțini, astfel că el nu ar fi avut această sumă pentru operația la inimă. Intervenția chirurgicală a durat aproximativ 8 ore. Păi, de la 10 000 12 000 de euro. Nere este prețul operației de inimă. Mi-a salvat viața un prieten de-al meu, mi-a zis: Dute, îți plătesc eu. A durat operația aproape opt ore, numai până îți face legăturile să-ți schimbe circulația sângelului printr-un aparat. Am renunțat la țigări din ziua în care am văzut CT-ul. După ce a aflat de problemele de sănătate pe care le avea, Emil Mitrache a renunțat la țigări. În cadrul podcastului, actorul a spus că problemele pe care le-a avut la inimă sunt genetice, el ne făcând niciodată excese. După intervenție, americanul din serialul românesc la bloc o se simte foarte bine, ca și cum nici nu ar fi avut vreodată probleme medicale. Eu am avut exact pe bază, pe inimă, mărirea. Dacă erai mai în vârstă, îți puneam una de porc, o valvă de porc. Tu mai duci ie e metalică. E un mic cilindru, cu un ax pe mijloc și cu două jumătăți. Aud tot timpul. Eu când m-am trezit, pe noptier aveam cutiile. Uite așa am scăpat. De când am deschis ochii, după operație, nu m-a durut nimic. S-a vindecat frumos. Zici că nu am avut nimic. Niciodată nu am făcut excese. Am renunțat la țigări din ziua în care am văzut ceteul. Este ceva genetic. Emil Mitrache este hotărât să aibă mult mai multă grijă de sănătatea lui, astfel că va merge periodic la controle medicale. Actorul este recunoscător și prietenului său care l-a ajutat cu bani pentru ca operația pe cort deschis să fie posibilă. În ultimii ani, după terminarea serialului românesc la bloc, el a avut probleme financiare și a încercat mai multe joburi pentru a face rost de bani.